Încă din copilărie simțeam o atracție pentru necunoscut, iar pe măsură ce am crescut acest sentiment s-a amplificat din ce în ce mai mult. Odată cu împlinirea frumoasei vârste de 29 de ani, am avut prilejul de a vizita Muzeul Național de Istorie Naturală, Grigore Antipa, nume pe care îl are de la celebrul zoolog și renumit om de știință, care în anul 1893 a devenit director al instituției. Turul muzeului l-am început prin vizitarea demisului, loc în care odată a ajuns în cea de-a doua sală în denumită mediul advatic dulcicol, am descoperit o sumedenie de specii de pești care trăiesc în ape curgătoare de deal și es, precum șalăul, crapul, somnul, etc. Una dintre pasiunile mele este pescuitul, iar unul dintre peștii mei preferați este crapul românesc. Pește inteligent și cu o frumusețe ieșită din comun. Se recunoaște ușor, deosebindu-se de toți ceilalți pești datorită solzilor mari galbene aurii important economic carapulc românesc este una dintre speciile acvatice cu care România se poate mândri. Deoarece poate noi suntem cei care organizăm unele dintre cele mai cunoscute concursuri internaționale de pescuit. În încheiere vreau să precizez să mulțumesc tuturor oamenilor care m-au primit și și mi-au explicat cu lux de amănunte tot ceea ce se află în cadrul Muzeului Antipa, cu o foarte mare căldură sufletească și dragoste față de oameni și de mediul înconjurător, așa cum nu credeam că vom mai întâlni. Vă aștept pe toți să ne reîntâlnim ca vizitatori ai muzeului în fața dioramelor, în peșteră sau printre minerali. Iar dacă ne întâlnim la o partidă de pescuit, vă promit să vă spun și vouă povestea fiecărui pește din România, așa cum am auzit-o eu spusă la Antipa.